Reuniți în ședință extraordinară pentru votarea 3 proiecte de hotărâre, consilierii locali au fost informați vineri de primarul Barbu despre o problemă actuală referitoare la racordurile la rețeaua de gaze făcute deja în teren, chiar dacă avizele nu au fost încă emise. Anul trecut, în luna ianuarie, am stabilit regulamentul lucrărilor pe domeniul public și cu toți am fost de acord ca de la 1 decembrie până la 31 martie să nu existe atribuiri de lucrări asupra carosabilului și lucrări de modernizare în această perioadă. Am primit în luna decembrie, după 15 decembrie până pe 26, aproape 33 de cereri de admitere și de începere a lucrărilor, pe care, pe bună dreptate, conform hotărârii Consiliului Local, le-am respins. Ca să aflăm acum că acele lucrări sunt gata făcute, și că nu vrea primăria, nu vrea Consiliul Local, nu vrea primarul să mai dea o semnătură că omul ăla să aibă gaze. Ori nu mi se pare o situație aceasta o situație corectă. Pentru a preîntâmpina astfel de probleme anul acesta, primarul a declarat că a cerut Viromului o informare concretă cu privire la planul de investiții pe anul în curs. Nu mi se pare normal să-i punem pe oameni în situația să plătească zeci și sute de milioane, fiindcă Viromul merge la ciupeală și vrea să-și extindă rețeaua pe banii locuitorilor orașului.